În protopopiatul Moinești a avut loc ieri o nouă ediție a programului social filantropic și misionar Prin Colind, Suferința Alinând. Corala Teotocos a preoților din protopopiat a vestit nașterea Domnului la mai multe spitale și centre medicale și sociale din Comănești, Dărmănești și Moinești. Tot ieri preoții l-au colindat și pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim. Corala Teotocos a colindat și a oferit daruri personalului și beneficiarilor serviciilor medicale și sociale de la Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanei cu Dizabilități și de la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, ambele din Comănești. Acțiuni similare au mai avut loc la Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică din Dărmănești, precum și la Spitalul Municipal de Urgență din Moinești. Tot ieri, Corala Protopopiatului Moinești a susținut un scurt concert de colinde în Catedrala Arhiepiscopală din Roman, în prezența înalt preasfințitului părinte Ioachim. La finalul concertului, părintele Costel Mareș, protopopul protopopiatului Moinești, a vorbit despre activitățile care au avut loc ieri în cadrul programului social filantropic și misionar Prin Colind, Suferința Alinând. Suntem plecați de dimineață cu colinda. Am mers în mai multe așezăminte spitalicești, unde sunt cei în suferință. I-am colindat atât pe ei cât și pe cei care se îngrijesc de ei pe cadrele medicale. Le-am oferit totodată un mic dar atât celor bolnavi, pe un calendar și câteva fructe, ca semn al dragostei și al prețirii noastre, cum am arătat atunci când le-am adresat un mic cuvânt. Așadar, este în seara aceasta o continuare a acestei activități, dar aș spune eu mai mult o încununare a acestei activități pe care noi am desfășurat-o astăzi. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, le-a vorbit preoților despre frumusețea colindelor tradiționale și i-a felicitat pentru activitățile desfășurate la centrele și spitalele din protopopiatul Moinești. Am simțit mai curând decât am gândit că aceste colinde sunt permanent noi și înnoitoare. Deci nu este nimic caduc, nu este nimic învechit și mesajul care îl transmit colindele, într-adevăr, ne ajută să resimțim din nou misterul care s-a revărsat în sufletele noastre la plinirea vremii. Sunteți niște pelerini, sunteți niște colindători și evident că veți continua această activitate pastorală, misionară, în casele credincioșilor, pe un obicei sfânt, de a trece prin casele lor și nu le faceți altceva decât să le vestiți nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm că ați venit la centrul eparhial, din partea aceea a eparhiei noastre, care ne este atât de dragă și așa de prețuită, și transmiteți deci credincioșilor voștri atunci când vă veți întâlni cu dânsii toată binecuvântarea și dragostea noastră, pe care o revărsăm asupra lor prin frățiile voastre, care sunteți mâinile noastre prelungite în parohiile, în comunitățile din care faceți parte. Vă felicit că ați fost și la spitale, la case de bătrâni, pe care bătrânii care îi încurajați să depășească starea lor de suferință, starea lor de așteptare, să le sporească răbdarea și de adevărat când vă duceți cu inimă curată, atunci ei mai uită cumva de suferința care o au și medicamentele care le primesc, ei bine, devin nu numai de niște pastile care au o formulă chimică, ci devin, hai să zicem într-o ghilimele, pastilele Duhului Sfânt. Numai cuvântul lui Dumnezeu este ca o pastilă, dacă vreți, cu o energie a Duhului Sfânt, care dă putere și renoiește. Corala Teotocos a protopopiatului Moinești a fost înființată în anul 2010 și este ocrotită de Maica Domnului. Teotocos înseamnă în limba greacă născătoare de Dumnezeu.